Onorat prezidiu, doamnelor și domnilor colegi, Partidul Național Liberal n-a rămas niciodată dator celor care au ponegrit Partidul Național Liberal și voi începe prin un proverb românesc, sper că îl înțelege și domnul Hunor. Acel proverb spune, domnule președinte, că atunci când vulpea nu ajunge la struguri, spune că sunt acri. Vă înțeleg durerea, e greu în opoziție, după ce v-ați învățat atâția ani la putere, cred că ați guvernat cel mai mult în România, și în opoziție e mai greu. Vă înțeleg, dar nu vă pot înțelege ipocrizia. Mai am un răspuns pentru un personaj, nu vreau să-i pomenesc numele, cândva prim-ministru, cândva președinte al Camerei Deputaților, cândva al Camerei Deputaților. Vă stă bine ca florăreasă, stimate domn, vă stă bine, decât cu șprițul, cum vă știau înainte, mai bine cu florile. Florile sunt frumoase. V-aș de după plen, o să vă cumpăr câteva, o să vă cumpăr câteva, pentru că florile sunt frumoase. Trandafirii erau frumoși și când vă milogeați la domnul Ciolacu și la PSD să vă pună prim-ministru. Și nu odată, de două ori. Amintiți-vă! Pentru noi veți rămâne în istoria Partidului Național Liberal o florăreasă, un trădător și un dezertor. Am un răspuns și pentru primul vorbitor de la USR. Vorbeați de România reală. Păi ca să fii în România reală, trebuie să-ți asumi responsabilitatea unei guvernări. Ori dumneavoastră, când României a fost greu, ați fugit calașii de la guvernare, ba mai mult, ați și aplaudat. Ați strădat și guvernarea, a strădat și pe românii care v-au votat și care aveau încredere în dumneavoastră. Ne-ați mai spus dumneavoastră de România reală. Eu nu cred că România reală înseamnă să ataci biserica. Sfânta biserică pentru noi, pentru voi nu știu ce înseamnă, pentru că voi sunteți oameni fără Dumnezeu, fără credință, sunteți oameni care ne spuneți că familia nu este cea pe care o cunoaștem noi, ci că ar trebui să fie altfel. Mai am să vă spun câteva cuvinte, dumneavoastră, cei care vorbiți de acest guvern. 0 kilometri de autostradă, domnul fost ministru. 0 absorpție de fonduri europene, domnule Ghinea, mufat la banii noștri prin USR. Astea sunt realizările dumneavoastră. Ați avut tupeul să puneți ministrul la justiție, un domn care s-a declarat a fi persoană bolnavă, lăsând o persoană cu handicap fără dreptul de a avea acoperiș deasupra capului. Voi vorbiți? Voi vorbiți de morală? Voi sunteți și ipocriți și imorali, cum ați fost întotdeauna. O să vă mai spun, apropo, l-aș ierta pe Florin Iordache, dar voi ați dat adjunctul. L-ați retras cumva de acolo sau e tot mâna dreaptă a lui Iordache? Dragi colegi ipocriți, vreau să spun câteva lucruri și despre programul de guvernare. Noi, liberalii, am intrat în acest guvern pentru că avem un program de guvernare construit pe un buget care înseamnă cota unică. Noi, liberalii, am intrat în acest guvern pentru că nu avem noi impozite și taxe. Noi, liberalii, am intrat în acest guvern pentru că noi am făcut programul Angel Salini, ceea ce înseamnă modernizarea satului românesc, modernizarea României, ceea ce înseamnă 10.000 de kilometri de drum județean, pe care voi nu o să puteți să-l faceți niciodată, care înseamnă creșterea racordării populației la apă și canal, 70%, care înseamnă cu 20% distribuții de gaze naturale mai mult. Asta este diferența între noi și voi. Fapte noi, povești voi. Doamne ajută România!